Bine v-am găsit la horoscopul de miercuri, 3 aprilie. Săptămâna asta suntem sub influența unor aspecte deosebite și chiar azi vom vorbi despre unul dintre ele, pentru că știți că eu de obicei în introducere prezint acel aspect care se formează în ziua cu pricina la grad exact. Deci e clar că ele se simt deja. Și astăzi vorbim de o îmbrățișare foarte tandră din partea lui Venus și a lui Neptun. Cele două planete au așa o oarecare legătură, o prietenie aparte, o vibrație oarecum similară, adică vibrația iubirii și a sensibilității, cu atât mai mult că e vorba de întâlnirea lor în Pești, care e poezie în mișcare, e visare, e idealism, e sensibilitate. Minunat momentul pentru situații în astea foarte de suflet, de stăinuiri, mărturisiri, confidențe de natură emoțională, fie că o puteți face către persoana în cauză, o declarație de dragoste cuiva, ori împărtășiți cuiva iubirea secretă față de o persoană. Moment bun, deci de privit un pic în interior, în suflet. E o energie a tăcerii, o energie a discreției, a ascunzișurilor, de poate fi și zona iubirilor ascunse, adultere, să zicem așa, în unele cazuri, evident, dar și a iubirilor platonice, dacă o mai exista platonism în lumea de astăzi, în timpurile noastre. Ceva acolo în interior e foarte tulburat, emoțional. Sigur, poate fi și o zonă a credulității, a naivității, a influențabilității, a manipulării, fie că putem manipula, fie că suntem mai ușor de manipulat. Încât mare grijă în cine credeți. Or fi ele declarațiile de dragoste în aer, dar în unele situații, cu atât mai mult că pe undeva, așa și Lilith își cam bagă coada, încă se mai formează așa un pic din fosta opoziție cu Venus, în unele cazuri poate nu e chiar credibil ceea ce auzim spunându-se la ureche. Sau uităm de ele, facem declarații, facem promisiuni, facem cereri în căsătorie, dar după ce ieșim din beția asta a vorbelor dulci, a vorbelor frumoase, să nu cumva să uităm și să ne primim pedeapsa într-un fel sau altul pentru marile declarații pompoase. Da, poate fi o perioadă a declarațiilor pompoase, dar unele pot fi și reale, clar. Unele din alea care, cine știe de când stăm acolo cu un cuvânt pe vârful limbii, și n-am putut să-l exprimăm, că totuși este și o energie a curajului. Este o perioadă foarte ciudată, atât teama, emoția, sensibilitatea peștilor, cât și curajul și nebunia și spiritul voluntar al berbecului. Depinde, fiecare în ce energie trăiește. Aveți acum curajul, luați aer în piept și spuneți, sau înghițiți și nu spuneți. Depinde. Fiecare, cu atât mai mult că de azi înainte, Mercurie de-a binelea retrograd, ieri și alaltă ieri, deși am vorbit de Mercur retrograd, doar stătea, era staționar. Acum își vede de mașarierul lui și o să simțim așa, unii, parcă ni se mai moaie picioarele. Da, poate fi și ceva de genul ăsta. Ne ducem să spunem ceva ce avem pe suflet și pe suflet avem orice și emoții plăcute și emoții neplăcute. Ne ducem să spunem vreo două cuiva din ceea ce am vrea noi să spunem, să mărturisim, să ne exprimăm frustrarea, să ne exprimăm supărarea, ce-o fi acolo, sau iubirea. Și când ajungem în fața ușii, ne bosunflăm, ne desunflăm, ne pierdem acest curaj. Dar poate unii luați taurul de coarne sau măcar berbecul de coarne și exprimați ce aveți acolo. Că, repet, poate fi vorba și de emoții sufocate, înnăbușite, o frustrare a cuiva, o nemulțumire a cuiva, o decepție a cuiva, un regret, poate fi vorba și de vină. De ce nu? Cine se simte un pic cu musca pe căciulă, poate fi un moment ideal să se ducă acolo cu capul plecat și să spună, îmi pare rău, iartă-mă și toate celelalte, dacă ego-ul de berbec ne lasă. Cam asta este, energie sensibilă, tandră, dulce, blândă, spirituală, visătoare, poetică, romantică.
multă imaginație, inspirație, multă poezie, muza pentru artiști poate fi prin preajmă, multă creativitate, vise frumoase, vise lucide, vise cu ochii deschiși, așa stăm cu ochii și ne gândim cam ce dorim noi să primim de sus, de la univers, da, un moment ideal pentru rugăciune, meditație, conexiune cu cele înalte, cu cele sfinte. Deci, lăsați un pic inima acolo să reverse atâtea emoții copleșitoare. O combinație foarte tandră, foarte sentimentală. Poate una dintre cele mai puternice din punctul ăsta de vedere. Că și Neptun tot în zona emoțiilor se scaldă. Așa că lăsați un pic peștișorii ăștia iubirii să salte acolo prin apa aceasta foarte tandră și foarte sensibilă. Cine știe ce iese de acolo? Sigur, e loc și de noi începuturi. Nu uitați că în aceeași perioadă, o să vorbim mâine despre asta, dar am vorbit și în horoscopul săptămânii, dar am vorbit și în toate horoscoapele lunii, aprilie, pe care le găsiți atașate. Totodată vorbesc de foarte multe evenimente în strânsă legătură cu nodul nord, care înseamnă predestinare. De ce nu? Acum simțiți față de cineva, unii evident, veți simți o anumită atracție emoțională, te cunosc de undeva, ce e cu tine, de ce mă simt așa? Și pentru unii poate fi întâlnire de destin pe undeva. Toată luna aprilie suntem sub influența amprentei destinului sau predestinării. Deci, de ce nu? Pentru unii, poate mai ales pentru cei singuri, energia peștilor este de singurătate. Cei care stau singuri de multă vreme și și-au vindecat între timp, și-au iertat, și-au depășit și și-au echilibrat sufletul, probabil unii sunteți pregătiți pentru un nou început de natură sentimentală foarte curând, că Venus, iată, după ce se întâlnește cu Neptun acum, peste câteva zile, se va întâlni și Venus cu nodul nord. Și atunci poate fi vorba de întâlniri de destin de natură sentimentală. Am vorbit în asta despre întâlnirea cu nodul nord din Berbec și în astrodrama lunii aprilie și în câteva horoscoapele lunii aprilie, deci nu le ratați. Că cine știe, poate trece Făt Frumos pe acolo, poate trece Ileana Cosânzeană și n-o vedeți pentru că sunteți un pic cu ochii în alte părți, poate sunteți prea visători, da, putem fi extrem de idealiști în perioada asta. Visăm ca Evers pe pereți, da, chimere, da, vise, da, de bunii și care s-ar putea să ne deconecteze de la realitate. Realitatea e acolo, vedem niște lucruri, dar de fapt nu le vedem, cam asta este. Că poate fi și beția iubirii. Neptun de multe ori e un element al drogului, al beției, al aburii ăia care ne zăpăcesc, încât la unii poate fi iubire oarbă, la unii poate fi iubire obsedantă, iubire imposibilă. Mamă, câte tipuri pot fi sub influența lui Neptun. Neptun are tot felul, acolo în pești, în principal în pești, poate fi ca un drog, drogul iubirii, da? Pentru unii drogul poate fi dependență, pentru alții poate fi plăcere, depinde fiecare cât lăsăm drogul ăsta să ne copleșească. Unii poate sunt însevraj, de ce nu? Le lipsește ceva, le lipsește cineva, simt dorul, simt obsesia, numai acolo vă este gândul la cineva și cu atât mai mult dacă este și iubire oarecum imposibilă, cu atât mai mare devine dependența. Deci zona peștilor e ușor vicioasă în ceea ce privește iubirea, cu atât mai mult că își bagă coada și Lilith, care are de felul ei o energie a viciului. Deci mai degrabă poate duce spre zona asta de iubiri riscante, periculoase, obsesive, sufocante, dureroase pentru unii, dar de ce nu și zona aia foarte iluzorie și foarte frumoasă care ne face să visăm ca Evers pe pereți. Atât am de zis în introducere, nu uitați de toate celelalte horoscoape, horoscopul săptămânii, horoscopul lunii pentru zodia care vă interesează, astrodrama lunii și vedeți ce mai este pe acolo pe canalul acesta de YouTube. În acest moment vă invit jos în descriere să căutați minutul secundă de unde începe zodia care vă interesează, zodia natală, zodia ascendentă, zodia imediat următoare, cele ascendente în unele cazuri și hai să vedem cum ne zăpăcește Neptun și Venus, ce vor ele de la noi, dacă ne duc într-o zonă iluzorie sau reușim să ținem contactul cu realitatea. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop! Voi berbecii, sunteți plini de inspirații în perioada asta și ar putea să fiți puși în fața unei șanse care vă atrage foarte multe,
Foarte tentantă, dar cum este energia asta puternic, iluzorie, vă e un pic frică să luați o decizie. Cu atât mai mult că a început și Mercur să bată în retragere exact în zodia voastră, asta faceți și voi, bateți în retragere. Poate zilele trecute ați calculat voi toți sorții de izbândă unei activități și erați gata să vă aruncați cu capul înainte, cu multă ambiție, cu încredere în ceea ce aveați de făcut, dar s-ar putea acum să vină momentul ăla când vi se înmoaie picioarele, când vă desuflați taman înaintea hopului. Știți cum este, ne luăm avânt și hop, când vrem să sărim, parcă ceva ne oprește. Probabil vă spune, mai ales Mercur retrograd, vă spune, mai gândește-te odată, mai așteaptă un pic, mai analizează și în alt punct de vedere. Mai așteaptă că cine știe acest Mercur, da, cum zici că e cea mai bună variantă, că te-ai hotărât, dar să nu cumva să te sucești peste nu știu cât timp. În unele cazuri, poate trebuie să porniți pe un Mercur retrograd ceva, aveți ceva de învățat din asta? Cu atât mai mult că voi sunteți într-o perioadă în care axă nodurilor lunare și lasă foarte tare amprenta. Deci, chiar dacă treceți prin niște situații, hai să zicem, delicate, neplăcute, ieșecuri, uși închise în nas și toate celelalte, trebuie să se întâmple. Ca să deschideți ochii, să învățați, să puneți acolo niște lecții din nou la sertar. Deci, sunteți foarte temători, nesiguri, poate, nu neapărat temători, nesiguri, dar dacă. Mult dar dacă. Când ziceți că v-ați hotărât și spuneți da, parcă peste o oră deja îi vedeți și reversul medaliei. Sau poate tocmai asta trebuie să faceți. Vi se cere un dram de frână. Poate prea sunteți de foc, prea aprinși. Asta va fi o energie între apă și foc. Cum este focul care clocotește apa? Uite, așa vă venea, erați plini de avânt, plini de dorință. Un foc ce încălzea apa. Dar se poate și reversul medaliei. Apa care este aruncată peste foc stinge focul. Cam așa este. Ceea ce mai ieri clocotea, oala voastră era în clocot, acum stingeți un pic focul, se stinge un pic focul. Poate la timp să nu vă aruncați într-o direcție, nu că e nechipzuită, pentru că v-ați gândit mult, dar să nu consumați resurse, dar vi se cere prudență, cred că mai cumpătare, modestie, stai așa, mai ușor, nu cumva ridici prea tare ștacheta, nu cumva aștepți ceva colosal. Dacă ceea ce vreți să începeți e modest, probabil o să ajungeți. Dar dacă e prea de tot, vine găleata asta de apă peste foc și îl mai domolește. Pentru tauri, Venus este guvernatoarea voastră și în brațele lui Neptun acolo e o îndrăgostită cu capul nor și oarbă de iubire și totul e frumos și totul e idealist. Sunteți genul de om care în perioada asta vede jumătatea foarte plină a paharului sau nici măcar nu vede că este un pahar gol pe acolo. E plin ochi chiar dacă nu este. Optimiști, entuziaști, visători, idealiști. Clar că idealizați ceva, îi dați plus valoare. Poate merită, poate nu e chiar o păcăleală acolo. De aceea, chiar dacă unele lucruri vi se par mult prea frumoase să fie adevărate, voi credeți în ele și îi dați apă la moară și vă aruncați în lucrul ăla. Iubirea e, wow, ceea ce vreți să cumpărați e cel mai cel din toate timpurile. Aveți o atitudine de asta de superlativ. Iubirea visurilor, casa visurilor, jobul visurilor, totul e de vis în viața voastră. Pentru unii chiar este. Deci nu e neapărat praf în ochi. Pentru unii, chiar mai ales că aveți acea minunată conjuncție, parcă pentru, mai ales dacă sunteți genul foarte pozitiv, foarte optimist de felul vostru. Apoi la voi optimismul e și mai și în perioada asta. Bine ar fi să, chiar dacă sunteți în zona cealaltă, negativistă, pesimistă, fatalistă, lăsați un pic această doză de drog să vă facă viața mai frumoasă. Poate vă molipsiți un pic de energie pozitivă. Posibil să treceți printr-un moment frumos, i-aș spune frumos, care vă dă încredere în voi tocmai pentru că primiți ceva. Asta este. E un dar pe care viața vi-l oferă, dacă vreți să-l primiți, evident.
chiar dacă e un vis, chiar dacă e o iluzie, vă agățați de cârligul ăsta așa de parcă ar fi salvator. O speranță, de ce nu? Vă motivează ceva? Chiar dacă nu vine palpabil deocamdată, e o promisiune, o să vină, o să câștigi, o să primești, la capăt te așteaptă bombonica. Uneori e nevoie de bombonică. Bombonica aia care să vă ducă mai departe. Zăhărelul, da. Nu e neapărat o minciună, dar e motivant, dar e stimulativ, dar pe cel picat în genunchi îl ridică, dar pe cel bolnav îl stimulează, dar pe cel trist îl face să spere din nou. De asta aveți nevoie, de această bombonică. Rămâne de văzut acum ce faceți cu ea, trebuie să luptați să obțineți ce e acolo la orizont, că deocamdată e bombonica. Unii o să obțineți. De ce? Pentru că aveți pe Jupiter, pe Uranus, care vă pun la treabă. Nu e așa o păcăleală după care o să alergați fără să faceți nimic. Ci dimpotrivă, bombonica vă ajută să acționați, să puneți mâna pe unelte și să luați taurul de coarne și să ieșiți din zona aia în care ați alunecat. Gemenii. Această conjuncție între Neptun și Venus poate fi foarte, bine să spun, o doză de adorație aveți voi. Și când zic adorație, poate chiar e iubire de aia oarbă, nebună față de cineva. Cel mai cel, fă-ți frumos călare, Elena Cosânzeana, nu există ceva mai grozav. Dar pentru unii poate însemna și frustrarea că nu puteți ajunge la Elena Cosânzeana. E acolo în turn. Și ca să ajungeți la ea în turn, e un efort. Trebuie să urcați niște liane. Trebuie să vă luptați un pic cu căpcăunul care o ține captivă. Deci e un efort să ajungeți la Elena Cosânzeana. Dar Elena Cosânzeana e un vis, de fapt. E un ideal. E un Everest acolo, dar nu e ușor de ajuns. Dar e tot ce vă doriți. Sunteți în extaz, sunteți în visare, visați cu ochii deschiși. Unii nu prea vă simțiți în stare, e greu, spuneți, nu, e imposibil chiar. Știi, unii s-ar putea să renunțați înainte de a începe sau de a încerca. În timp ce alții, cu câtă energie este acolo de berbec, bă, da, doamne, mă duc, urc muntele. Cât o dura, dar eu vreau visul ăla, eu vreau idealul ăla, ce-o fi. Pentru unii jobul de vis, pentru alții iubire de vis, e ceva care îi dați așa un aer de trofeu. Și merită pe semne. E o competiție, e o competiție cu voi înșivă de autodepășire, de ieșire din zona de autocompătimire, de victimizare, de nu pot, de nu se poate, că uneori îl luăm pe nu se poate în brațe și nici nu mai încercăm. Unii da, unii o să vă lăsați copleșiți de acest nu, n-am cum. Am încercat și altă dată, n-a ieșit. Pe când alții, sub energia conjuncției totuși care se produce în perioada asta dintre Soare și Nodul Nord în berbec, vă adunați forțele. Unii zicând, da, e acolo, e șansa vieții, dându-i iz de unica șansă. Dacă nu acum, atunci când, cam asta este. Dacă voi obține lucrul ăla, mi se schimbă viața. Cam, de-aia îi dați o conotație de asta colosală, de destin, de viață și de moarte în unele cazuri. Și dacă e șansa vieții, unii o să vă adunați toate forțele, nici voi nu știți de unde și puteți ajunge pe Everest. Racul, trebuie să vă demonstrați câtă încredere poate avea cineva în voi sau să descoperiți câtă încredere puteți avea voi în altcineva. Aveți pe cineva alături, da. Un susținător, un prieten, un colaborator, persoana iubită, un tovarăș alături de care faceți ceva. Munciți, călătoriți la figurat, o călătorie prin viață și treceți acum printr-un moment ușor delicat în care unul sau celălalt trebuie să demonstreze cât de serios, cât de matur, cât de încredere poate fi, de nădejde. Că poate să și greșească. Există doza asta mare de manipulare, de impresionare, de înduioșare, de ne poate atinge la coarda sensibilă și crede. Există oameni care mizează pe credulitate și există tabăra cealaltă, cei care sunt creduli, cei care păcălesc și cei care sunt păcăliți. Depinde în ce categorie sunteți voi.
să nu cumva să se joace cineva cu promisiunile, cu mamă, câte o să facem, cu visele, cu... și în care vă aruncați, vă agățați de ele. Da, am încredere, cum? Dar e soțul, dar e copilul, dar e șeful, mi-a promis. A promis, dar va și face, dar același lucru puteți face și voi. Să vă aruncați în niște decizii de astea. Voi face și voi. Dar pot fi decizii care generează acțiuni, dar care sunt un pic sub magia, vine să spun, a tot puternicului. Pot orice. Fac, dreg, întorc munții. Și nu cumva peste o vreme, când Mercur își va reveni din retrogradare, să bateți o retragere sau celălalt să bată în retragere, că e obosit, că s-a aruncat, că a consumat resursele. Da, sunt niște vise minunate. Dar pe ce vă bazați? Dar pe ce se bazează celălalt? Dar câtă încredere puteți avea? De aia nu credeți orice. Nu tot ce zboară se mănâncă. Nu tot ce strălucește e aur. Nu tot ce vi se spune cu multe, mai ales când e vorba de entuziasm de ăla și vom face și vom drege și vom construi și ne vom căsători și foarte frumoase și foarte tonice și foarte convingătoare pot fi. Dar să nu fie praf în ochi și peste o vreme când se va mai risipi un pic energia asta atât de oarbă și atât de manipulatoare, să nu cumva să facă fâs tot planul ăsta. Leul. Aveți nevoie de un ram de singurătate. Pentru voi această conjuncție se produce într-un sector foarte puternic, foarte profund, mai bine zis, sufletesc. Și simțiți nevoia să stați un pic cu voi înșivă. Ba chiar unii închideți legătura cu toată lumea, închideți obloanele, nu răspundeți la telefon, nu sunteți de văzut. O nevoie de asta, de însingurare, punând preț pe voi, probabil. Parcă trebuie să, știți cum sunteți, așa trebuie să vă puneți degetele în urechi. Sunt niște ispite prin preajmă, niște sirene care cântă și ca să nu cădeți în plasa lor, trebuie să stați așa bine ascuns într-o mansardă, până trece valul cu sirenele. Sirene din alea care ne iau ochii și ne zăpăcesc mințile. Trece ispita, trece iubirea, trece pericolul, trece ceva în brațele căreia, dacă vă aruncați, s-ar putea să pierdeți ceva. Și de aia ziceți, nu, mai bine stau pe margine, mai bine nu mă bag, mai bine las valul să treacă, fără să mă ia și pe mine pe sus. Că pe alții s-ar putea să ia. Ispita banului, ispita viciului, ispita adulterului, ispita cuiva, păcatului, hai să zicem pe dreapta, e o ispita acolo care pe unii vă e dulce acest gust al ispitei. E frumos, vă atinge la coarda sensibilă, simțiți ce n-ați mai simțit, dar pe de altă parte aveți și o mare doză de rațiune. Nu e bine. Lucrul ăsta nu-i corect, nu-i just, nu-i legal, nu-i etic, nu-i moral, nu știu, vă dați seama că e ceva incorect să faceți lucrul ăla. Da, poate ispita de a trăda pe cineva, de a... nu știu. Vedeți și voi ce sirene cântă la urechea voastră. Veți... și de aia însingurarea, fuga, retragerea, închiderea voastră într-o colivie, vă ține departe de ispita păcatului, să zicem așa. Fecioara, faceți o bună colaborare, comuniune, uniune de forțe cu o persoană dragă vouă, simpatică, plăcută, în unele cazuri persoana iubită. E un joc. Voi parcă ați juca ping-pong în perioada asta. Un joc al seducției, un joc al flirtului, un joc al vorbelor frumoase, al glumelor, al șotiilor, al simbolurilor, dar reciproc. Vă alimentați unul pe altul. De-aia am zis că e ca la ping-pong. Nu doar unul dă cu săgeata, nu. Vă stimulați unul pe altul. Vă place flirtul sau ce-o fi acolo. Vă stimulați unul altuia creativitatea. Că atunci când trimiteți o poză drăguță persoanei iubite
Și asta îi dă lui inspirația să caute și el o poză mai grozavă. Și de aia devine așa un bulgăre de zăpadă de creativitate, de imaginație, de inspirație, de frumusețe, de tot ce poate fi mai frumos, alimentându-vă unul altuia. Las că sunt eu și mai cu moți și asta îi place celuilalt care vrea să se autodepășească. E o competiție, da. O competiție care e mai imaginativ, care e mai creativ, care e mai simpatic. Da, poate fi și un, ca la un concurs de bancuri, cam asta este. Eu trimit un banc, las că știu eu unul și mai și. Ba eu, ba eu. Dar nu printr-o competiție, nu e rivalitate acolo. Nu vă dați cap în cap unul pe altul, ci dimpotrivă. Unul pe altul vă stimulați, parcă vă ridicați unul pe altul la fileu. A, apropo de asta, mai pasați și voi celuilalt în teren. Un meci, de-a plăcut. Vă inspirați unul pe altul, da. E un schimb reciproc avantajos de idei. Ideea voastră generează ideea celuilalt care o generează pe a voastră. E un schimb acolo perpetuum mobile și care normal că vă place. Și asta vă dă o stare de bine. Vă crește nivelul de bună dispoziție de la mesaj la mesaj, de la schimb la schimb de replici. Poate se naște o prietenie de aici, poate se naște o iubire de aici, de ce nu? Este loc și de iubire pentru mulți, este loc de flirt care va genera cândva o iubire mai serioasă. Deocamdată e flirt, deocamdată e jocul seducției. Cum e la început, când trimite mesaje și un emoticon așa, naște un emoticon așa și normal că ni se umple așa inima de vis. Pentru unii, da, se naște o iubire acolo. Dar e tatonarea de început, care e foarte amuzantă, foarte plăcută, foarte visătoare, idealistă, o beție a cuvintelor, o beție a vorbelor frumoase mai ales și, de ce nu, pentru cei în căutarea iubirii, mai ales cei care poate ați fost singuri în ultima vreme sau ușor deprimați sau ușor căzuți așa în butoiul cu melancolie, poate fi exact ce aveți nevoie să vă ridice de acolo. Voi, balanțele, s-ar putea să aveți plăcerea, revelația, claritatea mersului unei colaborări. Vă dați seama cam cum s-a legat relația asta, dar parcă n-aș spune că e vorba de iubire. În unele cazuri, sigur că poate fi vorba și de iubire, dar iubirea poate avea un oarecare conotație de sprijin mai degrabă decât de iubire. Parcă voi acordați un sprijin partenerului și el la rândul, dar aș zice că e mai degrabă o colaborare profesională, un grup care se formează, un colectiv care se formează în jurul unei idei. Dar parcă deja treceți, grupul s-o fi format mai de mult, era așa un proces acolo de închegare a acestui grup. Și acum vedeți că trece la un nivel următor grupul ăsta. Deci ați depășit faza de cunoaștere, deja sunteți prieteni. Nu mai sunteți echipă de lucru, sunteți mai mult decât atât. E ca la team building, da. Faceți ca un team building, o atmosferă poate mai lejeră, mai plăcută, ieșiți undeva. Deci depășiți faza de hai să lucrăm, că avem toți de lucru. Depășiți, sunteți spre prietenie, sunteți spre legarea altui fel de relație acolo, mai de suflet, faceți niște destăinuire acolo. De-aia m-am gândit la team building și uneori există mici exerciții de genul ăsta în care ne mai deschidem și sufletul în fața colegilor, să vadă și altă fața noastră. Probabil asta a venit vremea să și voi și ceilalți alături de care vă aflați să vă deschideți inima. Să vorbiți despre visele voastre, despre slăbiciunile voastre, despre fricile voastre, care vă unește, de fapt vă arată fața umană. Uite mă că și el, chiar dacă e șeful, dar e uman, domnule, vorbește și el de eșecurile lui, vorbește că și el are o problemă de suflet, a trecut și el printr-un eșec, ceva de genul. Deci până acum poate exista așa un blocaj, chiar un blocaj ce însemna o mască pe față, nu vă permitea în acest grup să vă arătați fragilitatea, sensibilitatea, vulnerabilitatea, dar a venit momentul ăsta, s-a creat în așa fel atmosfera să deschideți supapa acolo și să vorbiți ce e dincolo de cortină. Știți cum e? Că atunci când mai bem un pic în plus, mai spunem niște adevăruri, asta este, e beția unei atmosfere, probabil prielnice destăinuirilor, prielnice căderii măștii.
Și asta vă apropie. Sunteți toți pe aceeași lungime de undă, vă regăsiți unul în celălalt, încât se poate forma o altfel de prietenie aici, trecând dincolo de rigiditatea serviciului, de rutina mersului la program, unind sufletele în jurul unei destăinuiri, a unei slăbiciuni, a unui eveniment care arată că fiecare are suflet. Scorpionul, parcă voi sunteți în căutarea unui răspuns, a unei căi, a unui instrument și care poate veni pe calea inspirației, creativității, imaginației. Voi sunteți printre cei mai inspirați în perioada asta. Parcă sunteți așa cu ștecherul în priză la o sursă de imaginație, bine să spun. Ați putea fi un artist care vorbește cu muza, așa, scrieți pe bandă rulantă, vă compuneți 5 simfonii dintr-un foc, multă creativitate, mult simț artistic, de ce nu? Încât puteți fi printre norocoșii pentru cei care aveți astfel de veleități, care se așează la pian și wow, ce iese de acolo, sau la șevalet. Deci, dacă sunteți în căutarea inspirației și v-a cam părăsit muza în ultima vreme, ăsta poate fi momentul. Punând mâna pe unelte, pe ustensilele voastre din domeniu. Alții doar ați putea avea acum surpriza să descoperiți că aveți un astfel de talent. Nici prin gând nu v-a trecut vreodată să puneți mâna pe o muzicuță și cântați și iese. Așa, cu un talent de ăsta neexersat. Pentru unii poate fi talent nativ. Nici voi nu știți de unde. Fără muncă. Într-un fel fără muncă. Pentru unii poate fi revelația unui astfel de talent. Cum am zis, fără să fi făcut vreodată lucrul ăla, îl faceți, aveți surpriza, hopa, asta-i că mă pricep, chiar că îmi place. Și cine știe, ducând mai departe, evident, după aceea, talentul, îmbunătățindu-l, alimentându-l, upgradându-l, practicând lucrul ăla, pentru unii vă poate schimba viața. De la simpla atracție către, hai să zicem, un instrument, într-un viitor, ceva mai îndepărtat, pe semne, puteți face carieră din asta. Sau bani din asta. Am zis muzică, dar poate fi orice. Faceți pentru prima oară în viață o prăjitură. Dar veți deveni specialist în prăjitura aia făcându-o iar și iar și iar și iar, pentru că va ieși prima. Chiar pentru unii poate fi noroc începătorului, dar nimic nu e întâmplător în perioada asta. Ce se întâmplă cu energia asta de conjuncție între soare și nodul nord, despre care voi vorbi mâine, dar bineînțeles am vorbit și horoscopul săptămânii, nodul nord arată o cale, un îndrumător, și pentru unii vi se pregătesc așa niște intersecții prin care sigur veți merge prin proprie decizie, liber arbitru, dar în intersecțiile astea vă pot schimba macazul, de binele. Uite, ușa asta, ai făcut prăjitura, bravo, mai fă prăjitura asta odată. Unii nu o să o mai faceți, am făcut-o, mi-a ieșit odată. Alții o să o faceți și o să o faceți și mâine pe mine vă duceți cu ea la șef la cuțite. Ceva de asta, o schimbare de destin, făcând pentru prima oară ceva, dar o faceți foarte bine. De ce? Pentru că ați cerut de sus, Doamne, care e misiunea mea, care e talentul meu, care e priceperea mea, arată-mi și mie ceva să-mi placă, ceva să iasă, să-mi schimbe viața. Și unii puteți avea acest noroc. Cei care sunteți în căutare, nu prea vine la poartă. Deci cei care până acum ați tatonat și aia, și aia, și aia, ați cântat la chitară, ați cântat la muzicuță, ați cântat la trompetă, ați cântat la tobe, și astăzi puneți mâna pe cimpoi și mamă ce știți să cântați la cimpoi, metaforic vorbind, deci prin încercări, dar făcând-o pentru prima oară, lucrul ăla care vă iese și care poate fi schimbător de sens, de macaz, de destin, de carieră, de preocupare, de orice, în perspectivă, nu tot azi. De aici începe un drum, dar în care parcă v-a trimis cineva de sus un mesaj. Alo, vezi, uite acolo e o ușă, deschide-o. Unii o să zică nu, nu deschid. Din lene, din comoditate, din eșecuri anterioare, pe când alții, mamă, de când aștept, de când caut eu ușa asta, pe aici trec și de acolo vi se schimbă viața. Săgetătorul
Parcă trebuie să vă luptați cu o iluzie. O iluzie pe care o duceți de multă vreme după voi. Și o alimentați. Și vi s-a alimentat, mai bine zis. Foarte posibil altcineva să fi turnat picătura asta a iluziei. Și v-a aburit așa, v-a învăluit în vorbe dulci, într-o promisiune probabil imposibilă. Dar față de alte dăți, când conjuncția asta sigur că s-a mai format de peste 10 ori până acum, în pești, vreau să zic, s-au mai schimbat niște lucruri față de alte dăți, încât acum nu vă mai păcălește nimeni în același loc. V-a păcălit cineva și v-a dus cu preșul și ați crezut și câte iluzii și câtă visare și câte... Mamă, în ce povești frumoase v-ați aruncat datorită acestui personaj care se pricepea, probabil, un manipulator notoriu. Dar între timp ați căpătat experiență, ați mai crescut, v-ați mai rodat și nu-i mai merge. Schimbați foaia și s-ar putea să schimbați foaia foarte agresivă, vine să spun. Nu agresiv, curajos, autoritar, ferm. Îi arătați că nu-i mai merge. Îi arătați că șeful sunteți voi. Pentru că până acum, din bunătate, din blândețe, din suflet caritabil, din câte alte... va umbla la coarda sensibilă foarte tare. În unele cazuri va umbla și la ego. Și va convins de fiecare dată. Va copleșit cu vorbele sare dulci și frumoase. Dar gata. Ați... îi cam închideți ușa în nas. Luați măsuri. Deschideți ochii. Vă treziți din beție, vă treziți din magie și faceți un gest împotriva atitudinii sale. Pentru că respectivul repetă situația că știe că i-a mers de 100 de ori înainte. Ia cât nu-i mai merge și voi sunteți cel care preia conducerea și voi puneți pumnul în nas și nu-l lăsați să treacă, sau ușa în nas, mai bine zis. Deci o piedică împotriva unui mincinos, a unui fățarnic, a unui profitor, și o să se mire, o să fie șocat, acum, da, până acum de 100 de ori, iată, m-am trezit, am crescut, m-am îmbărbătat și îți voi face față pentru totdeauna de acum înainte. Capricornul, vreți o... schimbare, sau apare o schimbare de registru, atitudine, atmosferă, temperatură, lumină, ceva în mediul vostru, între prieteni, în vecinătatea voastră, în casa voastră, în familia voastră. Parcă e o... cade lumina altfel pe o anumită situație. Cineva s-a sucit, poate voi v-ați sucit. Până acum, probabil, era... bine, dar s-ar putea să fi fost alimentate acolo niște iluzii și dintr-o dată e invers, e tamam pe dos. În unele cazuri, ce bine că e tamam pe dos, deci cade iluzia, se sparge balonul, reveniți cu picioarele pe pământ, reveniți în normalitate. În alte cazuri, tot o întoarcere este, dar poate fi dezamăgitoare, dar poate fi dureroasă, dar poate fi... neplăcut. Dar și aia, chiar dacă e o revenire la normalitate, e pur adevăr. Vedeți niște lucruri, se sparge iluzia, se sparge povestea. Cu atât mai mult că ați mai trecut prin asta și ați învățat ceva din fostele greșeli, abureli, vise imposibile. Din alte puncte de vedere, poate fi și repararea unei relații, să zicem așa. Erați certați, supărați, îndepărtați, răciți într-o relație de prietenie, de frăție, de iubire. S-a întâmplat ceva. Dar între timp, cu Mercur retrograd acolo, s-ar putea să vă mai oferiți odată șansa reparării. Cineva trebuie să folosească niște vorbe frumoase acolo, scuze, explicații din suflet, destăinuiri, regrete, mai ales cu alea. Dacă ieșiți la interval cu vorbele astea dulci, de ce rău îmi pare, și adevărate, nu praf în ochi,
se poate repara de minune o relație. Așa că, oricât de greu v-ar fi multor capricorn să deschideți cutia aia cu regrete și cu scuze, ați putea salva o relație care merită, de iubire, de familie, de prietenie, că e un regret acolo, e un gol, a rămas un gol și de ce nu cu atitudinea asta foarte blândă, foarte de suflet, foarte emoțională, rana asta se poate vindeca. Vărsătorul, luna trece prin zodia voastră începând de astăzi și e binevenită, mai ales că de azi începe să se formeze marele trenuleț și anume toate planetele sunt în patru zodii. Două în vărsător, patru în pești, două în berbec, două în taur. Parcă e așa, în terenul de fotbal sunt toate. E, cu luna în conjuncție cu Pluto, mă rog, cu două planete în ograda voastră, aveți multă încredere în voi. Ego, foarte mult ego. Și ego ăsta îl puteți folosi pentru a vă afirma, pentru a face un pas în față, pentru a deschide o ușă, pentru a vă urca pe un piedestal dacă e nevoie. Depășind o stare oarecum de timiditate, poate, de neîncredere, până acum n-ați avut încredere, iată, vă trebuie această energie de la lună citire în conjuncție cu Pluto să ziceți, ba da, pot, eu, pun accent foarte mult pe eu sunt cel mai grozav, eu strălucesc, eu ăla. Și mai ales că s-ar putea să reușiți să vă țineți sub control foarte bine emotivitatea, să zicem așa, timiditatea, nesiguranța, îndoiala, emoțiile. Ba chiar emoțiile pot fi un atu în unele situații. Emoții de alea creatoare. Din emoții se poate naște un cântec, din emoții se pot naște niște cuvinte foarte frumoase, din emoții se poate naște o confidență care vă pune tot pe voi în valoare. Deci emoție, dar în strânsă legătură cu mai multă încredere în eu-ul vostru. Eu contează enorm. Ba, pentru unii dați impresia de ușoară aroganță, dar care e problema? Poate aveți cu ce vă lăuda, poate aveți un talent. Asta vreau să spun, energia asta a lui Venus în conjuncție cu Neptun vă poate pune în valoare un talent. Poate știți, poate nu știți că l-aveți. Poate nu știați că l-aveți și de aceea trebuie să-l explorați, descoperiți, să vi-l testați, să vedeți, măi, e chiar un talent ăsta, de ce nu? Chiar și talent artistic, la asta mă refer. Dar care, pentru a face ceva cu talentul ăsta, trebuie să aveți încredere în el. Întâi, voi să fiți convinși că l-aveți, să-l formați, să-l construiți, să fiți siguri că e bun și nu e o iluzie. Ca atunci când ne laudă mama, vai ce pune copilul meu la muzică și eu sunt tămâie. Nu, trebuie să fie convingerea voastră. Vă uitați în oglindă foarte realist în perioada asta. Și dacă voi, într-o oarecare doză de ego clar și de vag orgoliu, normal că o să ne se pare că suntem grozavi, dar pentru unii chiar poate fi realmente o revelație. Măi, dar ce bun sunt. Sau poate, nu știu că sunt bun și am nevoie de o confruntare, de o provocare prin care să-mi dau seama că sunt bun. Mă duc la România au talent și cânt pe scenă acolo, dar mă duc cu o frică și cu mama, cu morcovul de un metru. Și când acolo se aprind toate daurile sau butonul de aur, aia este o confirmare. Primiți de undeva o confirmare care vă pune coronița pe cap. Acolo unde poate vă era frică, acolo unde poate n-aveți încredere că sunteți bun. Deci, arătați-vă valoare, arătați-vă talentul. Găsiți acea provocare, poate și de măsurarea forțelor, desigur, un examen, un concurs, o competiție, în care să aveți ocazia de a vă afirma. Chiar dacă vă e frică de confruntare, de nu mai puteți. Peștii. Și Marte este în conjuncție cu Saturn foarte curând. Putem spune că se formează și conjuncția asta la voi în zodie, dar și aceasta cu Neptun, Venus și Neptun, care vă dă foarte multă
popularitate, frumusețe, atractivitate, sensibilitate, o dulceață sunteți. Deci miere, lapte și miere, așa. Și mierea atrage. Cu mierea rezolvați orice, deschideți orice ușă, sunteți plăcut, sunteți simpatic, sunteți popular. Deci, de ce nu? Și aspectul fizic poate conta enorm, foarte atrăgător, foarte sexy. Ba chiar pot veni și complimente și flirturi pe acolo la adresa voastră. Dar miere înseamnă că s-ar putea să atrage și pe oricine. Vine ursul la miere. Vine musca la miere. Vine, mamă, toți ăștia care vor să se înfrupte din mierea voastră. Deci aveți grijă că sunteți și ușor de manipulat. Există și doza de credulitate, naivitate. Vă place? Cum să nu? Că mai ales vin complimente, vin gâdile la ego, la mamă ce frumoasă ești, doamnă, sau toate alea și care vă înmoaie, vă topește. Deci mare grijă că într-o astfel de atitudine puteți pica și în plasa cuiva. Și voi puteți păcăli pe alții, deci poate fi un avantaj pentru cei care au aceste aturi ca să deschideți toate ușile și să vă atingeți scopurile, dar există și varianta aia. Fiind atât de vulnerabil și ușor de înduioșat și de păcălit și de atins la coarda sensibilă, oricine vă poate da jos cutul protector și pot obține de la voi diverse beneficii. Inima voastră, banii voștri, secretele voastre, toate darurile voastre. De ce? Pentru că umblă la această coardă sensibilă. Și vă prind probabil și într-un moment destul de vulnerabil când aveți nevoie de ele. Normal că vă ating la corazon acolo, vroiați un compliment, vă extrageți energia din vorbele astea dulci. Unii, evident, pentru că sunt două tipuri. Cei care se pot folosi de această conjuncție în beneficiu personal, da? Miere, lapte și miere ca să vă atingeți scopurile, sau varianta cealaltă în care voi sunteți latura sensibilă și fragilă și vulnerabilă în fața altora care tare se pricep în perioada asta să zăpăcească pe oricine. Și voi puteți fi una din ținte. Asta este ziua de 3 aprilie. Nu uitați de toate celelalte horoscope care vă așteaptă pe acest canal de YouTube și să ne vedem cu bine și mâine. O zi bună să aveți, mai ceva ca horoscop.